În dimineața, dragii mei, bine v-am găsit la știrile Vejunior. Copiii sunt învățați de mine să mănânce sănătos. Ei trebuie să înțeleagă că în fiecare zi consumul de fructe și legume este foarte sănătos. Așa, dă-le și ceapă, doamne. Dă-le și ceapă. Dragă mea, de unde știți că e ceapă și nu e usturoi? Pentru că ea are mai lungă rădăcina. Uite, frunza. Da. Întrebam, dinse, unde ne uităm? La frunză. Ce este frunza la ceapă? Cum este aia usturoi? Mai țineți minte ce v-am zis eu. Eu sunt dragele. Cum este frunza la ceapă? Tu ești dragele. E mai grea. Uite ce grea e căpățâna. Uite, uite, că o batem și nu se întâmplă cum e. Dar asta de-a costruție toată se rupe. Vedeți? Fiecare meserie este foarte frumoasă și importantă pentru fiecare dintre noi. Preșcolarii de la grădinița Bambi au vizitat unitatea de pompieri din Arad. Haideți să vedem cât de impresionant au fost de simularea stingerii unui foc. Stai aici! Haideți și voi, haideți și voi. Andra, există și mașini de poliție. Ultima mașină care a scris-o, cea mai nouă mașină, are 1000 de litri de apă și vedeți că e mai micuță un pic ca celelalte. Cu asta putem merge cel mai repede la incendiu. Ați văzut voi că avem și străzi înguste și mai sunt parcate mașinile, stânga-dreapta. Cu mașinile mari nu putem ajunge pe acolo și atunci mergem cu mașina asta mică. Haideți mai aproape să vedeți și sculele ce au. Cine a fost foc. Da, a fost și foc. Păi atunci mergem și noi, mergem și noi. Uitați-vă ce mai avem de aici. Cele de regulare. Asta ce se ce scuze? Da. Ce să ia hidra? Ia să auzi. Dar ne-a fost apa, știi că focul. E apa de la oraș, da? Și acolo ne putem noi alimenta. Înțelegeți? Da. Pe aici se alimentează mașina de la hidrant. Sunt hidrant subteran sau suprateran? Acolo se simte un de comandă. Cine vrea să țină de tutun împreună cu colegul meu câte unul, câte unul, haide! Eu vreau! Hai. Următoarea. Hai. Cu cine ce? Oi, dar nu mai mașina.
următoarea. Cine mai bea? De astăzi voi funcționa și scările rulante de la gară, din Arad. Cu siguranță, cel mai fericit să se plimbe cu ele voi fi copiii. Avem un salon mare. Avem pe toți un salon mare. Haide. Îi băgăm pe toți și o fi ceva cu noi. Haideți scrie. Mese avem aici, uite. Da, unde vă puneți unde vreți voi, aici închide mușa și gata. Toată lumea, să vă pot duca aici. Ia, mulțumim din suflet. Mai acolo. Săptămâna trecută a avut loc ziua vecinilor și eu am fost prezentă alături de vecinii mei și m-am simțit bine. N-au lipsit micii, sucurile și două torturi delicioase.
suntem la ziua vecinului și vrem să vedem cum se simt cei de aici. Cum te simți aici la ziua vecinului? Mă simt foarte bine aici la ziua vecinului. Și tu? Cum te cheamă? Pe mine mă cheamă Dragoș și mă simt foarte bine aici la ziua vecinului. Dar tu câte ani ai? 10 ani. Și cum te cheamă? Daria. Și cum te simți tu aici? Fericită. Dar la mine s-a trebuit să... Nu este greu dacă e pasiune, faci totul cu dorință și bucurie. Cum te simți aici la ziua vecinului? Bine! Foarte Îmi pare rău că nu v-am păstrat și vouă torul, dar anul viitor vă invit alături de noi. Miercuri a fost mare sărbătoare pentru noi, toți copiii din lume. În Arad s-au organizat competiții, copiii au desenat pe asfalt și cu toții au fost fericiți. Orașul răsună achicoteș de bucurie. Preșcolarii de la grădinița Bambi împreună cu copiii de la grădinița Prieteniei, alături de educatoarele Ana Răilianuș și Ulic Anca, s-au întrecut cu bicicletele și l-a alegat. David. Pe locul 2, Victor. La alergare, Victor. La care a fost Nise sau? La ziua. Ruxi. Ruxi. Ruxi, Triton. Pentru locul. Marcus. Dar voi nu știți să aplaudați? Ia să vă au și pe voi! Bravo! Micuții au fost coordonați de polițiștii rutieri, agentul șef Trașcă Costel și agentul Buturugă Mirel. Sper că v-am făcut să zâmbiți și să fiți astăzi mai optimiști. Acum, că a fost 1 iunie, spun și eu cu întârziere tuturor copiilor, colegilor și prietenilor mei, un sincer la mulți ani. Sunt Carla Bobi și vă doresc să aveți un weekend minunat și nu uitați să ascultați de părinți. Urmează desene animate!